floarea din grădină care omoară dăunătorii roșiilor. Cum prepari acest cocktail bio? Trucul e genial. Cu toții ne dorim o grădină frumoasă, dar și sănătoasă. Sezonul cald aduce mulți dăunători care strică aceste aspecte de care ne îngrijim constant. Ce trebuie să faci pentru a alunga dăunătorii de pe roșii? Ai nevoie de ingrediente naturale pe care cu siguranță le găsești la tine în casă. Truc pentru grădină. Cum să ferești roșiile de dăunători? O grădină trebuie să fie întâi de toate sănătoasă pentru a avea o viață lungă și pentru a te bucura într-adevăr. Pentru aceste lucruri, ai nevoie ca plantele sau legumele și fructele pe care le cultivi să fie mereu protejate, în special de dăunătorii care sunt un real pericol pentru ele în sezonul cald. Vali Cucu, cunoscut legumitor și pasionat de semințe, a oferit câteva sfaturi celor care vor să scape de gângănii într-un mod simplu și natural. Trebuie să prepari o soluție simplă și rapidă pentru ca acestea să nu atace cultura ta de roșii. Cei mai des întâlniți care îți pun în pericol legumele sunt gândacul de Colorado, păduchii de frunză, păduchii lânoși, tripșii și cicadelele. La baza acestui insecticid sigur și bio stă crizantema sălbatică, din florile căreia se poate obține un produs cu care să fie stropite constant pentru prevenirea atacurilor, dar și pentru combaterea lor. Planta este originară din estul Europei, pe coasta Dalmației, dar poate să fie întâlnită în mai toate zonele temperate. Crizantema sălbatică este o plantă cu flori foarte frumoase și ale cărei frunze sunt foarte bune ca furaje pentru animale. Cum trebuie să procedezi? Despre ea se știe că este o soluție contra dăunătorilor din care sunt obținute substanțe care paralizează insectele cu un efect extrem de rapid. Trebuie să culegi inflorescențele plantei în zile însorite, atunci când sunt deschise, ulterior să le pui la uscat într-un loc cald și bine aerisit. După ce s-au uscat, macină florile și pudra poate fi împrăștiată lejer peste spațiul pe care vrei să-l protejezi. Poți să pui pudra din florile de crizantemă sălbatică în puțină apă, într-un recipient cu ajutorul căruia să pulverizezi soluția peste roșii. Este nevoie să repeți procesul zilnic până la dispariția dăunătorilor. Trebuie să ai mai multă răbdare dacă alegi să pulverizezi cu apă soluția, pentru că trebuie să lași grădina să respire, preț de 12 ore. Mai apoi să vii cu încă un rând de insecticid natural făcut în prealabil. Este recomandat să folosești ingrediente naturale și să eviți soluțiile diverse pe care le găsești în supermarketuri sau în magazine de specialitate.